Ca să înțeleagă, trăiesc niște stări deosebite în rugăciune. Dacă dumneavoastră le trăiți, e foarte bine. Rugăciunea este o formă particulară. Sunt niște fluide teribile, da? Deci o formă particulară de autosugestie în care formula eu sunt, eu fac, este locuită cu Doamne, vă rog să-mi ajutați. Condiția este să nu se repete. Nu e chiar așa de simplu. Să nu se repete în mod robotic formulele rugăciunii, ci să ceară în rugăciune ceva concret. Dacă omul e bolnav de cancer, să zicem, să ceară vindecarea cancerului, nu să ceară pâinea cea de toate zilele. Dacă omul, să zicem, suferă... Iisus, sigur, poți să folosești și formule personale. Ceva. Dar Iisus Hristos, când a dat formula eu am dat un exemplu. A însoțit-o și de un exemplu. Retrage-te în cămăruța ta, roagă deci Dumnezeu știe dinainte ceea ce ai tu nevoie și îți va da. Cu vorbele tale și spune concret ce dorești, pentru că dacă nu spui concret ce dorești, hiperconștiința prin care oamenii țin legătura cu Dumnezeu, nu înțelege despre ce e vorba. Adică măcar când te rogi trebuie să te aduni. Cam ceva, ceva de genul ăsta. Dar muncitorii aduc succesul și hoții profită. Ăștia cu bani depuși pentru mașini, oare 20.000 de deponenți nu egalează cât unul din top 300, halal de justiție? Nu știu, un mesaj destul de încurcat, poate înțelegem ceva din el. Înțeleg că și dumneavoastră depuseserăți bani, că mulți români se plâng, am depus 70.000 de lei pentru autoturism și acum ce înseamnă că sunt ratat, n-am mai reușit nimic după 90? Am depus și eu pentru autoturism, am pierdut acei bani deoarece s-a produs o răsturnare socială fără precedent. Prima dată s-a trecut de la socialism la capitalism. Apropo de oamenii de succes, nu m-ați lăsat să termin. Vreau să-l menționez pe domnul Iustin Capră. Pe care l-am avut invitat la Miezul Problemei, cu tot cu mașinuța minunată. Este un inventator de excepție. Deci nu neapărat oamenii care au foarte mari sume de bani sunt oamenii de succes. Există oameni care au un capital. Nu, dar m-a șocat, mi-a zis. Au un capital intelectual. Nu mă omor după bani. Omul să-l cumpere alții, să-i ofere sume exorbitante. Știu, da. N-a fost interesant. Uite, vă mai dau un exemplu. La Iași există un inventator, Emil Braharu, domnul inginer Emil Braharu, care a inventat bolțarii celulozici. Bolțari care vor fi viitorul în construcțiile de case, cu un singur nivel, atât în România cât și în Europa. N-ați auzit de dânsul. Ei, bine ar fi dacă la aceste emisiuni s-ar prezenta câțiva inventatori. Știți că e singura emisiune în care mai vin inventatori și mai prezintă câte ceva, totuși. Da, păi noi avem inventatori care uimesc Europa și lumea, dar despre care românii nu știu nimic. Și acești oameni sunt oameni de succes. V-am propus să-l invitați pe domnul Vâlcu. Să nu uitați, pentru că are o invenție care va uimi puțin telespectatorii. Așa. Nu vă spun principiul ei. Lăsați întâi să creadă că e vrăjitorie și după aceea se va spune principiul de fizică pe baza căreia funcționează. Am înțeles. Bun, alte mesaje. Ăsta e din alt film, I Love You, Mădălin. N-ați precizat sexul, dar oricum, interesant. Domnul Coruț mi-a dat sens credinței mele, mi-a deschis ochii minții și ai sufletului să fiu român din DAC. Dar după 10 ani de luptă vreau să plec. Am obosit, m-am săturat de mizerie și trădare. Sărmanul lup alb al neamului meu. Nu, vă rog frumos, nu plecați acum. Ce a fost mai greu din perioada de tranziție s-a epuizat. Urmează 10 ani de eforturi ceva mai reduse, timp în care România își va schimba fața, atât din punct de vedere economic cât și moral. Vă sfătuiesc să nu plecați din România, pentru că aceasta este patria noastră. Dacă mergeți, mergeți și vedeți. Lucrați un an, doi undeva, însă veniți aici. Aceasta este patria noastră. Aici tortul, cum se spune, nu este împărțit. Aici încă sunt mari oportunități de afaceri, că nu întâmplător vin investitori din străinătate. La noi sunt încă multe de făcut. Puneți mâna pe manualul, faceți avere, căutați soluții de acolo și descurcați-vă. Uite, vă critică cineva acum. Chiar acum pe post era un mesaj, altul aici, de asta nu are ursul coadă la noi, când lupul moralist ajunge să ne dea sfaturi. Ce făcea domnul Coruț până în 1989? Eram contraspion militar și sunt mândru de acest lucru. Am fost ofițer de marină, păi răspundem dacă zici că e vorba de lupul moralist. Am fost ofițer de marină, bun, am absolvit al treilea în promoția mea. În primul an am fost notat cu foarte bine, numai doi am fost notați cu foarte bine, am fost un vânător de submarine bun, bine apreciat, am fost selecționat pentru servicii de contraspionaj al marinei militare și am lucrat în contraspionaj și în diplomație până în 1989.
nume rușine cu nicio faptă care am săvârșit-o în acea perioadă. Bine ați spus, iar pe pentru cercul lucru moralist, precizez. Tatăl meu și unchiul meu au fost deținuți politici. După 1964 au fost reabilitați. Am înțeles. Sunt un om de succes și domnul Pavel are dreptate. Succesul în viața, l-am mai citit pe ăsta, se repetă. Altele, românii care au fost în vest și au avut ochi să vadă, nu mai vor o viață în țară. Mulți tineri au renunțat la România afară, practic fac un salt în viitor de 50 de ani. Sunt foarte multe opinii de genul ăsta. Aceste opinii nu sunt adevărate. Noi în următorii 10 ani ne vom apropia sensibil, dacă nu vom egala unele țări de nivelul Grecia, Austria, Slovacia, Italia. Deci nu există o diferență de 50 de ani. Aceste bombagii ăștia care aruncă cu asemenea cifre nu gândesc. Bună seara, mulțumesc pentru arta succesului la România. Am reușit să renunț la fumat în urmă cu 10 ani prin autosugestie. Georgeta din București. Bravo. Am repetat formula de multe ori, dar nu ajung până la 30 pentru că adorm. Spune Caterina. Doamna, trebuie să alegeți succes sau aduceți scrie pe ecran. Era o glumă, credeți. Vă mulțumim pentru cărțile dumneavoastră care ne-au devenit cărți de căpătâi. Vă iubim și vă așteptăm la Azuga. Cineva spunea că sunt vreo 3 mari români în țara asta, Cici Becali, Pavel Curuș și Mădălinus. Bravo, mulțumesc. Din Bucovina ne trimita, munții Bucovina ne trimita mesajul. Interesant. Dacă domnul Curuș dă sfaturi despre viață și în afară emisiune,